Domnul Amade, este Călin Ioan, Ciocan Valentina, Ciubotar Vasile, Bosma Florin, Sandu, Grigore Florin, Olteanu Vasile, Vațăru Adel, Babancea Sorin, Pașcu Vasile, Roman Eugen, Cădaru Dumitru, Vișan Florin, Roman Costică. Deci toți sunt prezenți. Citim ordinea de zi. Deci pe ordinea de zi astăzi avem trei proiecte de hotărâre. Primul este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Al doilea, proiect de hotărâre privind încetarea de drept a contractului de administrare al societății comerciale Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală Gura Apoi SRL al domnului Marcu Florin Valentin. Iar al treilea proiect de hotărâre privind numirea administratorului provizoriu al societății comerciale Serviciul Public Local de Gospodărire Comunală Gura Apoi SRL și stabilirea unor măsuri de reglementare a activității societății. Supunem la vot ordinea de zi. Da, președinte, ședințele se supune la ședințele acum. Acum din două situații excepționale. E prezent și în viitor, consiliul trebuie să știe existența la cuvânt. Da, știu că vine. Dacă nu am dat, cum spun eu, o notă în sensul ăsta, noi nu mai respectăm 205. Deci, nu văd o încălcare pe care a făcut-o. Începutul ședinței. Trebuie fiecare să se la unul vorbește unul peste celălalt și eu nu cred că e ceva care să schimbăm președinte ședință tot timpul, proiecte, tot timpul. Deci nu, este o lecție care nu știu. Și el, președinte ședință, se schimbă într-o ședință ordinară, nu extraordinară. Vă uitați și... Am și eu două cuvinte de spus. Ordonanța 35 din 2002 spune clar că atunci când ședința este perturbată, președintele de ședință ia de așa ceva și oprește ședința. Deci consider că chiar nu am fost președinte ședința, așa o fost să fie. Dacă vreți pe altcineva, eu am să fiu de acord, nu-i problemă. Oricum, asta nu înseamnă că dacă mă schimbă de președinte, o să-mi închidă gura și o trebuie să zic exact după o dictatură. Nu, voi spune exact după lege. Vă mulțumesc! Am și eu, înainte până la vot. Vreau să vă spun că în regulamentul de funcționare și a Consiliului Local a legea președintelui, conform articolul 35 din legea 215-2001, schimbarea președintelui ședinței, schimbarea președintelui ședinței, conform articolul 35 alineatul 2, la inițiativa cel puțin o treime din numărul de Consiliul Local prin votul majorității Consiliului Local, cu ca acesta să fie suspendat pentru o ședință, nu puteți să-l demiteți, pentru că el este ales pe 3 luni. Ca să încercați să-l demiteți, trebuie să faceți o hotărâre prin care să-l demiteți, una prin care, deci suspendat, demis și după aia înlocuit cu alt președinte. Vă rog frumos, în situația asta o să ne trezim ca, după ce o să avem, ori toate hotărârile Consiliului Local o să fie nule, când o să fie atacat în contextul, ori o să ne trezim cu 2 președinte ședințe. Dumneavoastră decideți, eu vă spun încă de la început și cu grupul nostru care suntem aici așa, o să ne abținem la această schimbare. Și din motive pur tehnici, nu altceva. Mulțumesc! Da. Eu am făcut un proiect de hotărâre și pe bună dreptate l-am făcut. Este lipsă de irresponsabilitate ca să părăsești ca președinte de ședință, lasă atâția oameni aici și consilierii, fără, în momentul când s-a votat ordinea de zi, pleci ca de la stână. Scurt. A anunțat că dacă nu se liniștești în sală, suspendă ședința. A anunțat. Da. Și ce înseamnă asta? Care era procedura? Închis tot din aceeași lege, domnul Calin. Care era procedura? Atunci pe loc trebuia spus. A? Se înlocuia președintele ședință în aceeași zi și în aceeași ședință. Se suspenda și se trecea la vot. Se vota și în felul ăsta trecea proiectul de hotărâre. Având în vedere și menționez că nu suntem la stână,
Menționez încă o dată că trebuie să luăm drumă la apă la oameni. Vă rog să luați decizia care o credeți dumneavoastră. Consiliul Local hotărăște, Consiliul Local centrează, Consiliul Local dă cu capul. Eu sunt partea executivă. Ce faceți dumneavoastră, trebuie să răspundeți pentru ce faceți. Nu este corect ca eu să mai amân încă 3 zile, o săptămână, 2 săptămâni, luarea unor decizii foarte importante la ceea ce privește alimentarea cu apă. Că vrea Postorache, că vrea Ion sau că vrea Vasile. Eu consider că trebuie să dăm dovadă de maturitate în condițiile în care am tras foarte multe semnale la fiecare ședință, în fiecare proces verbal de ședință, am ridicat problema cu apă. Serviciul de alimentare cu apă. Dumneavoastră a spus atunci, lasă-l domnule că mare 2 luni și expiră mandatul. Acum toată lumea vine cu contraargumente. E decizia dumneavoastră. Eu din decembrie, când am ridicat problema acestui serviciu și când atunci încă era bine, am spus că trebuie să luate măsuri dure. Dumneavoastră a spus nu, v-am avertizat. Că de atunci răspundeți. Este menționat în procesul verbal și o să citez motamo. Consiliul Local hotărăște, Consiliul Local este proprietar pe această conductă, Consiliul Local aprobă prețul. Haideți să terminăm cu președintele ședinței. Hotărâți ce vreți dumneavoastră. Ridicați problema. Lasă Noi discutăm despre primul proiect despre legea președinței. Deci vorbim despre ideea și cum trecem la după mine poți să rămână domnul Pascu, mă deranjează pe nimic. Numai părăsește ședința. Fără discuție. Da? Da. Îmi puiem ușor. Asta am terminat. Puneți la vot. Tot atât. Dacă se ia decizia să rămână, am retragere cu președintele, în momentul de față, doamna secretar, să pune la vot retragerea proiectului pe ordinea de zi. Retrag eu! Eu sunt la vot! Nu puteți la primar, haideți să nu mai încurcăm pe primar, ce dracu? Nu puteți să-l mai retrage! Nu, fără hotărârea Consiliul Local! Domnul consilier! Dumneavoastră vreau să-l retrage până în transfer! Domnul consilier Care, numai un pic, am fost pregătiți cu proiectul de hotărâri la informație că președintele de ședință nu va fi prezent la ședință. Corect. Nu puteți să, nu poate sta serviciul gospodar de apă în situația în care este, când comuna așteaptă apă. Oamenii așteaptă apă. Noi am fost pregătiți cu materialul pentru așa ceva. Ascultiți-vă la fotul ăsta, iar și cu proiectul ăsta. În aceste condiții. Doamna secretar, propuneți retragerea proiectului de hotărâre pentru schimbarea președinței și poate la... Propunerea o face inițiatorul. Eu propun retragerea, eu propun retragerea de pe ordinea de zi acestui amendament și acest proiect de hotărâre. Supuneți la vot. Rămâne și retragerea și nu. Și retragerea și nu. Păi nu, e același. Să-l ia cu alea. Cine este? Asta ce? 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 Asta păi atunci, atâta timp cât s-a prezentat ordinea de zi, haideți să trecem la punctul 2. Punctul 2. Punctul 3. Punctul 3. Punctul 3. Vreau ca domnul Marcu, pentru că a fost acuzat, o fugi cu bani. Că știu eu ce mai făcut. Știu eu ce-i 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 punctul 2, da. Numărul 3 nu mi-a administrat. Nu mi-a administrat. Hai atunci să-i dăm dânsului, să-i dăm dânsului cuvântul cam 5 minute, 10 minute cât hotărâți dumneavoastră să ne prezinte problemele care au fost și după aia discutăm pe așa ceva. Da, 10 minute vă uitați la ceas sau să uitați cu dumneavoastră, cronometrat dumneavoastră, ca să nu vorbim mai ceva. Nu, haideți pe scurt, asta e
cel mai bine. De exemplu. Domnul consilier, haideți pentru fiecare să aprobăm 10 minute. Corect. Când vorbește 5, să nu depășească 10. Da. Sunteți de acord așa ceva? Da, 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 sunt de acord. Da, dați-i cuvântul, domnule. Da, aveți cuvântul, domnul Marta. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea, într-un fel, să mă apăr la acuzațiile aduse și să prezint, pe scurt, un raport de activitate al societății greu afectată și viciat de anumite decizii care n-ar fi trebuit luate. 2. Am să citesc acest raport de administrator pe cât de scurt, l-am redactat cât am putut direct. Bun. Acest raport am intitulat către Consiliul Local al Comunei, este către Consiliul Local al Comunei Curavă, în calitate de asociat unic al societății. În data de 26.07.2018, am înregistrat la primăria Curavăi, numărul 10.276. Am spus documentare tot cu numele de înregistrare. Raport de administrator privind activitatea economică financiară a societății. Acest raport a fost întocmit de subsemnatul la data de 26.07.2018 și descrie situația economică financiară a societății la această dată. Pe baza documentelor financiare contabile înregistrate în cadrul societății, registrul de casă și tot ce se putea. Acest raport a fost întocmit la solicitarea expresă a primarului Comunii Curavăi pentru a se verifica capabilitatea financiară a societății, întrucât urma să se încheie contract de furnizare a apei potabile cu Grab S.A. sau cu Raja S.A. Constanța. Întrucât Grab S.A. a refuzat încheierea contractului de furnizare a apei, precum și preluarea rețelei de apă a Comunii Curavăi, la data de 03.08.2018 s-a încheiat contract cu singurul furnizor cu care se putea încheia contract, adică Raja Constanța. Contract numărul 2963 ON, contract semnat și de către primarul Comunei Curavăi, în calitate de proprietar al rețelei. Fac precizarea că la acea dată contractul de furnizare a apei încheiat între primăria Comunei Curavăi, deci contractul dinainte, și Raja S.A. Constanța era expirat, riscând întreruperea furnizării apei în sat. Am atașat la acest raport toate situațiile financiare, cum am precizat. La acea dată, societatea stătea bine în ce privește indicatorii financiare. Am atașat certificat fiscal de la ANAF cu 0 lei datorii. Am menționat în acel raport și am atașat cele 4 facturi plătite de serviciul public local de gospodărie către Raja S.A. Constanța, facturi pe care falsul autor Boitan Camila le considera ca fiind fictive în acea raport de audit, care este un fals raport de audit. La acea dată, 26.07.2018, semnalam începutul existenței unor pierderi de apă pe rețea, respectiv pierderi de apă de 1.300 de metri cubi, respectiv 6.500 lei. Aceste pierderi au fost consemnate de subsemnatul menționate prin mai multe adrese înregistrate la primărie. Le am toate bine pun la dispoziție. Sunt înregistrate din primărie. Aceste pierderi erau aferente unor contracte de execuție lucrări rețea apă încheiate între primăria Curavăi, atenție, nu eu, între primăria Curavăi cu firme executante, Alconet și Brisov. La data de 26.07.08.2018 nu erau facturi scadențe imediat către Raja, cât facturile aferente de consum pentru luna mai respectiv, nu au devenit scadente la sfârșitul lunii iulie respectiv august, este o diferență de 45 de zile în care ai terminat să plătești. Din acest motiv, aceste facturi cu pierderile deja existente de 6.500 lei pe rețeaua primăriei au fost preluate de societatea noastră în solb la încheierea contractului. Am atașat tot felul de fișe să vedea din avion această situație. Cine vrea să o vadă, o vedea. Din suma de 6.500 lei, primăria a achitat garanții de bună execuție în sumă de 1.763 de lei, sumă plătită de Alconet. Restul de pierderi nu au fost achitate de către primărie, deși există adrese înregistrate privind solicitarea de achitare a lor. Este foarte interesant dacă acest raport a ajuns la cunoștința Consiliului Local, acționarului societății. Este greu de crezut că la doar 2 luni după acest raport, primarul a pretins că am fraudat societatea cu 80.000 de lei, adică încasările societății de 4 luni la acea dată, și să obțină o hotărâre din Consiliul Local privind necesitatea realizării unui audit. Acest lucru a fost posibil prin rea credință, prin minciună, prin dezinformare a consilierilor care nu au avut habar de materiale care au fost adresate în administratul societății. Iar acel raport are adresat și către Consiliul Local. Deci el a fost adresat atât primăriei, cât și Consiliul Local al Comunii Curavăi. Deci trebuia să ajungă la dumneavoastră. Menționez încă o dată. Și în decembrie 2018,
societatea serviciu public local nu avea datorii la bugetul de stat, nefiind încă probleme financiare. Oare dacă era un prost administrator, incapabil, așa cum a fost discreditat și acuzat, cum a fost posibil ca acest primar să semneze alături cu mine contractul cu RAC? Bun, în primele 6 luni ale anului 2018, încă erau relații de colaborare firești cu primăria, iar pentru lucrările efectuate la rețeaua de apă, proprietatea primăriei, adică domeniul public, și lucrările efectuate doar în interesul cetățenilor, buldo-excavatorul ne era pus la dispoziție gratuit, avariile fiind remediate rapid. Începând cu luna iulie 2018, primarul a refuzat să pună la dispoziție buldo-excavator pentru lucrările efectuate la rețea de apă, proprietatea primăriei, adică pe domeniul public și interesul cetățenilor, iar ulterior a solicitat o taxă prohibitivă de 120 de lei pe oră. Din acest motiv, societatea a trebuit să apeleze la terți contractați pentru a efectua lucrările de branșare, racori, reparații și tot așa, la prețul cel mai mic posibil, oricum mult mai mic decât cel solicitat de primar. Acesta este motivul pentru care, pe lângă dificultățile generate tot de către primar, materialele menționate tot în materialele anterioare, timpul de remediere a avariilor a crescut. Pentru cine este interesat, dețin toate adresele înregistrate în primărie pentru a face dovadă, inclusiv cu alcool. Toate avariile au fost semnalate și constatate de către mine și apoi aduse la cunoștința primarului. În prima parte a anului 2018 exista colaborarea, nu era nicio problemă ca să nu fie recunoscut. O să vedeți de ce. În ceea ce privește pierderile de apă de pe rețeaua de apă, fără legătură cu consumul de apă măsurat la branșament al populației, fac următoarele precizări. Atât prin raport administrator societate de apă, înregistrat la primărie în data 26.07, prin care am adus la cunoștință că există pierderi pe rețeaua de apă în valoare de 6.500 lei. Prin adresele înregistrate la primărie din data de 03.12.2018, 10.12.2018, s-a adus la cunoștință că pierderile de apă pe rețeaua de apă au început să crească, au ajuns la 8.800 lei. Prin adresa înregistrată la primărie în data de 11.02.2019, pierderile de pe rețeaua de apă, fără legătură cu consumul, au ajuns la 14.000 de lei. Iar după avaria din data de 23 februarie, din zona TCR, în municipiul Onești, avarie pe care primarul a refuzat să o constate și să o remedieze și pe care am constatat-o eu, prin proces verbal pe care îl pun la dispoziție împreună cu reprezentantul RAZA, Lazar Dorin, ca să nu mai există niciun fel de posibilitate privind realitatea ei, pierderile au ajuns la 25.000 de lei. Ceea ce privește constatarea s-a făcut. Bun. Pierderile pentru avarea din municipiul Onești, cartier TCR, întrucât zona este bunat, foarte slab circulat, pierderile au fost aproximativ 100 de milioane, 2000 de metri cubi. Tot în acea zonă, în ianuarie 2018, la 10 metri mai spre gara, a mai fost o avare, tot pe rețeaua de apă, tot ca urmare unor lucrări prost efectuate de către SECE Alconet. La acea vreme lucrarea era în garanție, pierderile au fost vreo 2500 de metri. Tot din mine constatate, dar, cum să spun, există o înțelegere și o colaborare cu primăria, rajanată i-a dat la momentul respectiv. În 2018, datorile la Raja, datorită acelei facturi de pierderi și de avare pentru Alconeap, ajungeți la vreo aproape 300 milioane. În niciun moment Raja n-a pus problema asta aia. Foarte interesant, pentru că sunt niște prezenturi pe care vreau să le fac mai încolo. Pentru anul, cu privire la prețul apei, da, bun. La prețul apei, înțeleg să fac următoarele precizări. Pentru anul 2018, prețul de achiziție ale apei de la Raja Constanța a fost de 4,46 lei, iar cel de vânzare către populație de 5 lei metru cub. Începând cu luna ianuarie 2019, prețul de achiziție al apei la Raja Isa Constanța este de 4,91 lei metru cub, iar cel de vânzare 5 lei. Pentru ambele prețuri, Raja Isa Constanța a avut și are aviza NRSC valabil. Iar întrucât Comuna Gura Văia are branșamentul situat pe teritoriul municipiului Onești, adică pe proprietatea unei alte entități teritoriale, prețul nu poate fi negociat. Fac precizarea că data de 19.12.2018, eu am făcut adresa, nu primarul, am făcut și o am aici ca să vadă număr de înregistrare de la Raja. Am făcut adresa către Raja Isa Constanța, înregistrată la Raja, sub numărul 8676, prin care, foarte important, la data 19.12 nu mai aveam sediu social. Înregistrată sub numărul 8676, prin care am solicitat reducerea prețului apei în conformitate cu decizia ANRSC 2005-05-11-2018. Mai aveți un minut? Da. Având în vedere răspunsul negativ dat de Raja, primarul a reclamat Raja la ANRSC pentru că practica prețuri mari, care nu sunt conform deciziei numărul 209-05-11-2018. Și răspunsul dat de ANRSC prin adresa 70276 din 503 este negativ.
ANRSC a respins sesizarea primarului comunei Prevlei prin prețul mare practicat de reașa instanța Costa, următoarele motive. Branșamentul comunei este situat în municipiul Onești, prețul de 1,48 m² se aplică doar pentru Cravesa, iar pentru prețul de 4,91 lei, raja are aviza de RSC acordat în mod legal. Nu puteam să fac un alt preț decât cel aprobat legal. Asta este prețul municipiului Onești. Bun. Din acest motiv, toate aceste afirmații privind prețul de achiziție cu 2 lei, care trebuie să fie 2 lei, sunt... Deci nu pot, nu vreau să zic minciunați că este un termen dur, dar nu sunt reale. Bun. Atât contractul de furnizare a apei din 2016, prin care primarul recunoaște expres că branșamentul la rețeaua de apă este pe teritoriul municipiului Onești, și contractul 2963, acel contract este încheiat de DPP-ul, semnat de domnul primar Mihai Ceavalic în 2016. Și domnul primar recunoaște că branșamentul municipiului, branșamentul comunei Gurabă, este situat pe rețeaua comunei Gurabă. Despre ce discutăm? Pe municipiul Onești, da? Clar. Haideți să se scrie consilierii la cuvânt, ca da. Să bun. Trebuie să le răspundeți orice. Eu vă voi răspunde, deci vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebări, întrebați-mă da. Orice doriți, eu vă voi răspunde. Da. Domnul Grigore, ce urmează? Domnul președinte. Da, domnul Amescu. Domnul Maru, noi ne bucurăm că sunteți în fața noastră după un lung timp. Spus acolo, bine scris, nu știu cât de sunt adevărate, nu sunt. Păi nu, am documente. Bun. Eu aș pune o întrebare așa. Dumneavoastră, pierderile astea, ați încercat să le remediați? Da. Da. Deci ce se întâmplă? Toate avariile care au existat pe rețeaua de apă au fost remediate de societate. Prin fie că am plătit și s-a ajuns totuși la cantități foarte mari. Păi, am să vă explic imediat. Între condorul legislat la franșată. Remediat discutat, domnul Grigore. Nu. Lăsați. Pentru că sunt subiecte. Să spune tot și după aceea. Studiul dumneavoastră a dat totuși obligația asta, pentru că noi consumul local ați primit un vot pentru dumneavoastră. A fost să da, așa a fost. Pe cine? Pentru că, iar toate pierderile astea cu adresă, nu se pot face, pentru că apa curge, noi o lăsăm, adresă o dăm primarului, primarul poate în ziua aia, nu are timp să, așa, iar noi sunteți cel în măsură care trebuia să remediați, pentru că aș luat serviciul ăsta în primire. Noi nu mai dăm vina de aici încolo, pe alcool, noi după asta putem discuta, dar lăsăm apa să curgă în continuare, care, de fapt, o să vorbesc, am înțeles întrebarea. Păi, nu, lăsați să termine, nu. Păi, să termin. Bun, noi trebuia să faceți și lucrul ăsta. Adică pentru asta noi v-am angajat. Pentru asta ați fost angajat. Păi s-au ajuns așa pierdere? Deci, domnule, dumneavoastră trebuia să veniți. Termine. Pentru că, sincer, ați venit da, prin noiembrie, nu știu ce, ați venit foarte scurt, nu știu de ce v-ați făcut. Păi, nu trebuie să vă supărați cursul local. Suntem poate incomozi, dar noi suntem incomozi pentru că suntem beneficiarii la patru mai. Deci noi am avut încredere în dumneavoastră, care dumneavoastră chiar să veniți de fiecare dată să ne spuneți de mulțumim. Dumneavoastră mă notați undeva și după ce vorbesc cu consilierii, dați răspunsul la aceleași întrebări. Câți metri de apă se consumă în o medie, nu? Da. Bun. Deci populația, branșamentul, consumul consumat al branșamentului, tuturor branșamentului populației, este undeva 100 de metri cu pilul. Pe lunile de iarnă se consumă mai puțin, se consumă mai mult pe lunile de iarnă. Este 1 metri. Undeva 850 metri cu pilul. Asta este 1 metri, aproximativ. Bun. 850 de metri cu pilul, de multiplu cu 5 lei, înseamnă un consum de 4.000 de lei, 4.250 de lei. Asta este consumul populației de apă. Bun. Consumul măsurat de raja la branșamentul principal de intrare este alt.
În ce sens? În sensul că dacă eu trebuie să am factură consum populație 4.000 de lei și atât ar trebui să plătesc. În realitate, facturile la Raja vin. Aveți afișele, le-am pus la dispoziție, le mai poate toate fișele de preț. Haideți că asta știu. Da. Deci facturile de la Raja vin pe 5.000, vin pe 9.000, vin pe 8.000. Diferența dintre aceste consumuri sunt diferite pierderi. Ea va repereță. E consum necontorizat. Eu toate aceste pierderi le-am nominalizat prin toate aceste care vor. Acestea trebuie să le-am adresat și Consiliul Local. În ședința din 18 februarie, personal, am intervenit în ședință cu Consiliul Local, prin care am expus toate aceste probleme. 2. În data din 27 februarie am făcut material, dar nu am fost convocat în ședință din Consiliul, deci că am fost scos din ordinea din DC. Am toate documentele trimise prin fax. Am făcut nu știu câte rapoarte adrese înregistrate în primărie. Ultima este făcută în 14 mai 2009. Am publicat toate preavizile, tot ce a fost posibil, le-am publicat. Le-am lăsat să termine totul. Pierderea cea mai mare, care considerați dumneavoastră că unde s-a pierdut cel mai mult? De cea mai multă apă s-a pierdut prin avarea care s-a situat pe teritoriul municipiului Onești. Această avarie s-a produs odată din 23 februarie. După, 23 februarie. Și asta ce măsură ați luat? Am remediat în cel mai scurt timp, fără că mi s-a pus la primarul Reu, s-a spus la bun dispoziție, am remediat pierderea, avarea care deja a făcut. Acum vreau să fac o precizare. Rețeaua de apă este îngropată la 1,20 m sub pământ. Pierderile de apă devin vizibile în momentul când apa iese la suprafață. În momentul când iese apa la suprafață, poți să iei măsuri. Până în momentul ăla n-ai cum să iei măsuri. Gândiți-vă că n-ai timp să știi unde este pierderea, tu n-ai cum să știi, n-ai nicio posibilitate să verifici. Rețeaua are 21 de km în lungime. Ce tipuri de pierdere sunt? Odată, sunt tipuri de rețea, deci vorbim aici de avarii de pe rețea, sunturi pe electrofuziune, de s-a spart rețeaua într-un timp. Pierderea este vizibilă după 2 săptămâni, curge apa până în 2 săptămâni până de suprafață. Cam așa s-a întâmplat în 23 februarie. Dacă pe mine nu m-a anunțat Raja la momentul respectiv, gândiți-vă că acolo e zona TCR, vă trebuie să vedeți că sunt numai câini acolo. Dacă pe mine nu m-a anunțat Raja la momentul respectiv, era ziua de sâmbătă, 23 februarie de sâmbătă, dacă pe mine nu m-a anunțat Raja și m-ar fi anunțat luni, pierderea n-a mai fost 2 mm, a fost vreo 5 sau 4, dar apa curgea într-o prostie. Apa curgea într-o prostie. Dar lăsați termine. Așa. Păi nu, m-a întrebat care este cea mai mare. Aia este cea mai mare, pierderea acolo sunt 100 mm. Domnul Vărlan, are cuvântul. Haideți că... Da. Eu m-am scris la cuvânt, dacă vă primarul așa obținut să-i dați dânsului cuvântul care toate, și-o scos toate adresele, la cei ce-o dăți răspuns domnul Marcu, domnului consilier Grigore acum, că mă luați pe dânsul acum, arată să... Domnul, pic scurt, i-am explicat tot de lumier, cu ce arată. Haideți să ne legăm capul de la Raja. Domnule Marcu, două întrebări. Vă ascult lucrul Marcu. Lăsați-vă scurt după aia. Am deschis una, eu n-am cum mă țin cu da, deci... da, am hârtie, notă de comandă, din 28.06.2018, făcută de domnul Marcu, semnătura lui domnul Cuduc. Că vreți raportul la Cosma Maricica, că vreți raportul la Banul Archeta, că am zis la Puțelea Doina, da, la zică Calin, Piața Florin, Standard Zeta. Ați montat cumva aceste raporturi dumneavoastră, că de plătit le-ați plătit de două ori câte 2.000 de lei, facturi făcute după ce noi am constatat că ați făcut facturi în față. Domnul contabil v-a prins și a constatat că ați făcut două facturi la Bistop. De atunci nu v-am mai dat cu excavator, că erau făcute cu cultul excavatorul primării, motorina primării, la care dumneavoastră v-a făcut o factură de 800 de lei. Deci, țineți bun câte raporturi. O întrebare asta și vă rog să răspundeți mod apostol și cât mai concis. Dar după ce mi le pun pe toate. M-am încă o întrebare. Ați luat un bun de excavatoraj de la Mititian și ați scos într-o singură zi un raport. Și ați montat un raport. Montând un raport de la cetățean, ați încasat 500 de lei. Dumneavoastră, pe acea zi, ați dat 1.000 de lei. Să spun dacă ești, am acte clar. Da, am spus la urmă, a spus că aici nu e la piață și era să în data de, dragii mei domni, haideți să mai vedem. Deci asta ați notat, vă rog frumos, că exact când domnul zicea că nu știu ce, 2806, asta e. În 0407, eu, domnul contabil,
I-am dat 134 de milioane, garanție bună execuție. Eu personal am luat actele, am dat în acest cont acestei societăți, din garanția de bună execuție, dată de acolo, i-a reținut din garanția unui oameni, nu mă dăm contat. Pentru pierdere, o faci un calcul, 134 de milioane, împărțit la 5 câte, câți metri cubi. Ați primit 10 milioane pentru 10 metri cubi de la pompieru, o să-l aduc acum. Ați primit de la Brisov garanție de bună execuție 39 de milioane, care trebuia să asta, notați vă rog, așa nu o să rețineți minte, că v-am altele în față. În urma raportului rețineți. Comisie stabilită cu noi, domnul contabil, doamna tata, doamna tine și pe cineva de mine. Ați fost alergat pur și simplu de cei de la finanțele publice pentru amendă 25 de milioane sau 20 de milioane. Pentru că n-ați depus declarațiile cu 1.000 de lei, dați răspunsul, că l-am plătit legi. Mă caută pe mine, am aflut să vă urmăresc, cum să vă trimit. Le-am trimis pe acasă, pe la bloc, nu vă mai știe. Foarte bine a specificat domnul Florin Grigore. Din decembrie, când a fost ședința, dacă vine 3 ore în comună, nu poți conduce un serviciu de alimentare cu apă la distanță, la fără frecvență. Domnule, avem o adresă aici. Către Consiliul Local, ca să vă dau un copil la fiecare consiliar. În atenția domnului primar al Comunei Duranului, facea mare, 0407-9820. Informare privind situația celor 245 de racorduri individuale realizate de secție Bâșcu-Fanii. Revenim cu precizări, nu știu ce fac Marcu Flori, toate bune la acest domn când e vorba de hârtii. Gafează la partea practică, aici nu este corecția. În perioada de 15-22-06, ante, mergător date, când îți spune că sunt perle foarte mari, am să adresa aia altă, le avem pe toate, domnul Contal. Și vă spun, zice, domnul Contal, nu este foarte mult. Da? Dânsul se sediază și eu, împreună cu dânsul, o măsură. În această perioadă, ce spune domnul Mar? Și, motamo, vă fac copii la toți consilieri. Reprezentanții secției episcopalii, pe care dânsul i-a acuzat foarte, foarte tare că au făcut pe proastă calitate, căreia imediat în octombrie îi face factură de 4.000 de lei. Și e mai dat pe la șucul lui Scapătura Spiritel. Și el a fost luat o chitanță și o să rămână chitanța la date de la Brison Companie. Deci îi dă banul ăla. Este altă problemă, e problema dânsului, o să vadă auditor. Au fost în teren în vederea remedierii defecțiunilor constatate prin adresa 9313. După finalizarea lucrărilor au fost efectuate verificări pe teren de către reprezentanții subscrisei, asta înseamnă și domnul Buduc, și domnul Daniel, și doamna, care mi-au semnat aici toți că totul e cheie și nu mai este nicio pierdere. Deci pe 0407, actele sunt la noi, le dau fierul că vă conține. Au fost remediate defecțiunile și nu există pierderi la toate raportele menționate în această adresă. Au fost date găurile în rețea. Au găsit de acea societate care i-a dus de bani, nu știu să dea găură unde a făcut mufa. Și nu-i treabă la om, s-a trebuit să sape din nou și a dat cu forma și n-a făcut eu de găură. Lucru da. Constatat tot. Secundă, nu mă întrerupesc, eu nu m-am întrerupt, nu o să mă mai întrerupt niciodată. Nu te face atunci, am intrat aici doar să rămâneți probleme. Este hârtia adresată de dumneavoastră, semnă spune stampilă. Ce ultimul paragraf? Cu domnul inginer, cu domnul inginer Budu. Trecem mai departe, zicem că nu am întrerupt. Nici nu cer mai mult de 10 minute. Cu aceste, din aceste motive, la data prezentei, cele 245 de racorduri individuale sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic și funcțional și nu există pierdere de apă. Putem să dispunem că citirea asta, din aceste motive, pentru ce? Asta e dumneavoastră. Deci, asta o să vreau să-mi dați un răspuns. Haideți să vă mai dau un răspuns, domnule Marcu. Cum credeți dumneavoastră sau cum credeți, Valerica Mihalțea are și cap și iubește și bunul și cetățean. Mă sună domnul Marcu, dar dânsul nu știa
Sunt aici probe și sunt date și la mulțime, dacă vreți să știți. Vineri aveam de treabă de acasă, decât să mă cer cu femeia aia, să mă duc eu la turnuri, la gara. Deschid acolo la bancă mai frumos și fotografiez apomenul și am trei poze făcute, se vede foarte clar cât era contorizat. Așa o vrut Dumnezeu să-l prind cu minciuna. Sâmbătă la ora 9, bat telefon, domnul Marco, nu spune că eu am fost în 10 minute acolo. Era cu un reprezentant de la, Rast, ok. Purtea acolo, este ok. După tot ce repar, am fost zisit la reparație, n-a făcut cupul de primărie. Era mai greu să vină la domnul contabil sau la taxe și costă să dea 120 de lei. Nu lucra numai o oră, lucra 3-4 ore. Dar nu trebuie să justific oamenii cu ceva. Uitate, mie multă dată îmi dau cupul de acolo, nu prea plin. Eu dau, cu loc de oră lucrăm 10, cum lucrasem și până atunci. Și nu i-am mai împărturat. Ei, acum vă întreb pe dumneavoastră. Mă duc chiar la gară și fotografiez. Știți cât medicul? Cât a spus domnul atât de cinstit administrator? 5.000 de metri cub, 6.000 de euro, a fost o mare. Păi vă dați seama ce înseamnă 5.000 de metri cub, trebuia să-i mute tot cartierul de cele. 671 de metri cub. Ați văzut ce sumă spunea mai înainte? Unde sunteți cinstit, domnule Marcu, când ați mințit? Sau am mințit, domnule primar. Sau era apa acum sunt pământ două săptămâni, dumneavoastră, doar ați citit cu domnul Consiliul. Trebuia să citiți cu două săptămâni înainte ca să vedeți prietenea de apă. Eu vorbesc pe citirii de la Raja, domnule primar. De ce mă faceți mincinos? De ce mă faceți mincinos? Știți că adevărtare este factura pe luna februarie, 90 milioane de la Raja. Am fost pe telefon. Dacă aveți contractul, de-a nu mai... Am dispunut. Și eu am fost pe telefon. Și să vă mai spunem un lucru. Domnule Pașcu și stimați consilieri, chiar am fost atât de inspirat că am luat și băieți din capul societății de alimentare cu apă. Aia o să-mi dacă apacul și eu am fotografiat. Sunt aici și sunt probe indubitabile. Trecem mai departe, domnule Marcu. În ședința din decembrie am menționat. Domnule Marcu, aici, când trece podul, erau țuțuri de 2 metri, le-am arătat la consilier. Pe unde mai cum e poș? Domnul Marcu spune că nu-ți pierde de primărie, ci că el plătește pierdere. 6 luni și jumătate, până nu m-am supărat eu și am scos bani din buzunar și am dat pese lui domnul Butuc și lui domnul Daniel de acolo, din banii mei, a luat de la pasiune, de la Bacă, am dat telefon acolo, m-am interesat, și am reparat. Dânsul a venit după aia cu aparatul de electrofuziune, m-am rugat eu de Alconep. A venit până la ora de spune. Nu a venit niciun Alconep, a venit firma domnului Consta, nu știu de mine, vreau să mi-ați adus Alconep. Nu mințiți, nu mințiți. Serios, bun. Deci, piesele mele aduse de la domnul Potaș, acum aduc salariații de acolo. Îl trăgea pe domnul Butuc de mână, bă, dar bun, da, și la aceea, cum am cu asta. 7 luni și jumătate, l-am dus vreo 5-6 luni. Și dacă dânsul spune că a pus în pământ, dar unde a fost? Altă treabă, dacă te doare de societate, de ce nu închid bine? Dar nu l-am văzut. S-au împut bani, s-au împut 200 de metri cu mea, 2-3 zile și închis acum. Este atât de simplu, dar pentru asta trebuie să iubești comuna și să nu o conduci la distanță. Restul oameni buni. Gândiți-vă cum pot eu, ca primar, să conduc un asemenea individ. Că în stare să mă bat aici de față cu dumneavoastră. Haideți, domnul primar. Dar nu se vede atitudinea noastră. Trec mai departe, v-a spus, mamă virus. Mamă virus, cu asta mă cheam. Domnul Pașcu și dumneavoastră, ia luați-o cu adevărat următorul lucru. Spune că m-a trimis adrese. Câte adrese aveți, dumneavoastră, buzunar? Noi n-am. Aveți vreo una? Ce spunea? Că a trimis consiliul local la toți consilierii. Aveți vreo una? Domnule! Probabil le-a trimis printre prin secretariat. Nu, exact, domnule, exact. Le-a trimis pe mei din apartamentul, când nu dormea noaptea. Nu. Da, aveți interviu, domnule. Domnul primar, o secundă. Așa dacă este. Dacă de registrare, v-am întrebat. Au fost adresate către consiliul local și noi nu le-am primit. Vă întreb altfel. Cine este vinovatul că le-ați primit? Sunt eu vinovatul că le-ați primit? Le-a trimis pe mei. Și domnul Minichelu, da, domnul Minichelu, are mei. Domnul Oteanu nu are mei. Da. Încă o întrebare, mă mai mult. Dacă a fost un administrator atât de bun,
până nu am trecut eu să vă spun, domnule, ai fi și protecția muții, aveai control medical la angajare. Erau. Nu era? Mm. Da, asta și da, da, spuneți-o vrea. Bun, vă mai spun și vă repet. Iar am crezut că am angajat un specialist. Este exact ca și în societatea noastră. Ei un om, cu speranță în el, că va fi om cum trebuie, să nu mai pățim cum am pățit cu Vasiliu. Și când te trezești după aia, ajungi că n-ai niciun control. Deci când te duci să cer, de ce mă ce-am făceam prezent cu contactul cu poliția locală? Nu găseam dracu' unul prin comun. Marco era pe la Ierusalim, Putuc era la ansamblu folcloric, trebuia să-i chem de pe acasă. Păi cum să nu-mi curgă, domnule, în fața? Bine, dar așa înseamnă că e bine, dar nu-i dumneavoastră. Consiliul local, da? Atât am avut de spus. Domnul Marco să dea, domnul ăsta nu vedea mate. Un pic, domnul consiliu, care mai există? Eu vă am o întrebare. Da. Consumul ăla necontorizat, care e? Consumul necontorizat este, am emis factură pentru consum care nu reprezintă bașament populației. Acest consum necontorizat a fost făcut printr-un simplu calcul matematic. Deci, am scăzut suma din contor existentă la data 28, înaintea de a fi ridicat de raja contorul. Contorul măsura 20.214. Este poză făcută, vă pot prezenta telefon cu dată, este făcut împreună cu domnul Ionel Butu. Cu o săptămână înainte, raja mi-a dat index vicitiv. Deci, asta poate nu înțelegeți. Nu aveți cum să știți. Situația e destul de complicată. În fiecare lună, noi, raja, îmi emitim un index vicitiv. Acest index se dă în perioada luna 20 ale lunii. În acest index, mie îmi spune exact și cum, și cât măsoară raja, pentru ce vom consuma, de ce cantitate de apă s-a consumat. Eu mă duc repede, analizez citările băieților și văd care este diferența între factura emisă de raja și ce a consumat populația. Fiecare unul a făcut chestia asta. Bun. Am emis factorul pentru acest index. Cum am calculat? Am scăzut din indexul total 20.214. Am scăzut suma de... Am consumat toate citările. Aceste sumare s-au făcut în Excel, program făcut de expert contabil, a dat o sumă de 10.474. Toate citirele de abranșament ale populației înseamnă 10.474. Din 20.214 am scăzut 10.474. Am scăzut suma de 3.500 de metri cub reprezintă garanții de bun exemplu. Și vă spunea domnul primar că a plătit. Este adevărat, am scăzut și pe ele. Dar le-a plătit tot la celelalte. Dar atunci erau relații bune. Erau relații bune și domnul le-a plătit. Domnul primar le-a plătit și chiar în primele 6 luni s-a implicat ale anului 2018. Este adevărat. După aia numai. Bun. Am scăzut aceste sume. Era vreo 2400 pierderea de la Alconet, mai era vreo 800 pierderea de la Brisoft, care și aia a fost scăzută. Tot garanții de bună execuție achitată la începutul 2018 și plus cea mai fost pierderea de la Romica Grigoraș, care nu este client nostru. Romica Grigoraș, mă rog, nu vreau să intru în detalii pentru că e o altă problemă. A făcut o lucrare greșită acolo și a spart conducta de apă. Și într-adevăr a trebuit să plătească 200 metri cub de apă pentru că asta indica branșarul, trebuie de acolo, eu ce se fac. Bun, am scăzut această cantitate de 3500 metri cub și mi-a dat pierdere pe rețea de apă, deci care nu e peste consum populației, 5964. Gândiți-vă și dumneavoastră că 5964 de metri cub de apă s-au evaporat. Aia este rețeaua primăriei. Deci nu sunt la îmbranșamentele individuale ale oamenilor, da? Pentru că apa pleacă din branșamentul de la gară, pleca. La branșament nu mai există la mâncăruață. Pleca din branșamentul de la gară, din contorul de intrare. 6 km mergea pe rețelele primăriei, se ducea în bazin. De acolo din bazin, pe rețelele secundare, ajunge la racordul individual. Între racordul individual și rețea, este branșamentul se face printr-un colier. Acel colier, dacă este slăbit sau începe să curgă, sau nu, mi-a căzut din clar consiliar. Acel colier de branșat, dacă este slăbit... O secundă, domnul președinte, aștept răspund la întrebări, nu poezie. Îi răspund domnului tătar. Vreau răspund la întrebări. Îi răspund domnului tătar. Și după aia vă răspund dumneavoastră. Vreau să îmi dați răspuns. Ați dat 4.000 de lei la plus. Doamne, lăsați-mă, doamne, să vorbesc. Acum, de ce nu mă întrerupeți? Vă rog să observați că nu am întrebat, da? Bun. Pierderea de apă însumată care nu este consum populației și pentru care serviciul public nu are nicio responsabilitate și nicio obligație de plată ca să plătească 5.964 de metri cub, este 285 de milioane. Această pierdere nu poate fi suportată în serviciul public local pentru că nu reprezintă consum populației. Oamenii n-au consumat acea... Cum să
plătesc așa ceva. Este pierdere de rețea, primarul a semnat contractul care le-a contractul de rețele. Acum, da? Dacă angajații și-au luat salariul sau sunt cu salariul la zi. Deci, în data de, vă răspund imediat, avea să fie răspunsul primar ca să se înțelege, dar am să răspund dumneavoastră. Așa se lăsăm din nou în primar, nu? Deci salariul. Bun, vă precizez imediat tot ce este. În ședința din 13-12, când mi s-a confiscat, am adus inclusiv documente prin care am răspuns la acel fals raport de audit. Și am adus documente din care am arătat că nu exista sol din casă. Bun. Din data de 7 decembrie până în prezent, societatea a avut în casă, nu foarte mare, pentru că s-au terminat branșamentele. Cu toate astea, pe lângă factura populației de 3-4 mii de lei, bani pe care am încasat în întregime, am mai reușit să mai aducem în casă suplimentare, prin lucrări de branșare, din diferențe de contract. Din 7 decembrie până în prezent s-au încasat aproximativ 445.000 de lei. Din acești 45.000 de lei, domnilor consilieri, serviciul public local de gospodărie comunală a făcut eforturi uriașe să țină avansat. În sensul că am plătit 23.000 de lei, deci mai mult de jumate din încasările în societate. În condiții care am 3 angajați, am plătit apa ca să țină avansat. Că, ținând avansat, exista posibilitatea celor lucrători să se ia salariul. Bun. Am plătit 23.000 de lei la... Bun. Rămâne 22.000 de lei. Ce am făcut cu restul de bani? Ca să nu cred că am avut vreun bani. Din acești bani am achitat drepturi salariale restante la cei doi angajați care s-au prezentat și au muncit. Este vorba de domnul Butuc Ionel Daniel și domnul Diacon Daniel. Exceptându-l domnul Butuc a reușit să-și asigure inclusiv salariul primai. La domnul Daniel mai sunt câteva restante, dar în mod sigur se va rezolva și lea. Deci timp de 6 luni acești oameni și-au luat salarii din banii de 22.000 de lei. Drepturile lor salariale este cam 15.000 de lei. Restul din casă au fost făcute pentru supraviețuirea rețelei. Avaria de la peste pod, într-adevăr, a curs mai mult an. Vă spun de ce nu s-a putut repara. Da, bun. Lăsați asta. Eu nu mi-am încasat ca administrator salariul pe 6 luni. Ca să pot asigura avansat, eu nu mi-am încasat. Din cost și de bani ce sunt, nu mi-am luat salariul pe 6 luni. Bineînțeles că va trebui să găsesc un fort bun, să acționez în instanță Consiliul Local. Deci nu mi-am luat salariul pe 6 luni. Din 45.000 de lei, nu am reușit să plătesc contabil. E fals. N-am reușit să plătesc SSM-ul. Contractul este încheiat în octombrie cu firmele de SSM pentru că mai trebuia să mai dau niște bani. De asta nu am putut momentan să... Haideți să ascultăm și domnul. Nu m-am fixat. În legătură cu pierderea din părerea, care se ridică la suma de 28.000 de lei, care în domnul Marcul a facturat către UAT Comuna Curatăi. Noi am returnat factura nefiind cert, lichidă și exigibilă. Nu este pierderea OAT-ului. În cel mai rău caz, consumul OAT-ului este la Ciușneaua din fața primăriei, care, în baza unui negocieri, o putem factura și plăti. Pierderile se datorează proastei administrări a societății. Societatea, atât timp când i-am predat o alimentare cu apă funcțională, el trebuia să aibă, să delege toate măsurile ca să funcționeze, să nu aibă pierdere. Atât timp cât pierderile îs din cauza neacțiunii la timp a societății la avarii, nu poate să arunce măgăreața pe OAT când o administrat rețeaua, nu a făcut reparațiile, nu era atribuțiile OAT-ului să facă reparații. Erau atribuțiile societății. Deci, noi am predat alimentarea cu apă, dar nu o și folosim noi, o folosește serviciul. Atât timp cât realizează venituri pe baza acestei alimentări cu apă, realizează și cheltuielile. Pierderile se datorează lor, că nu au făcut la timp reparațiile. Eu nu pot să știu ca OAT unde și când se defectează și nu am nici oameni, de asta am înființat societatea, să aibă grijă a rețelei. Din această cauză am returnat factura, nu recunoaștem și o să, după auditul care, o să acționăm în instanță și recuperăm suma de la persoanele vinovate. Ia două ședințe când se discută același lucru.
hai să vedem ce soluții s-ar putea găsi ca să dăm drumul la altul. Ce soluții? Deci am putea trece pe ciujmeaua din față, să zicem, o cantitate de apă. Am înțeles că domnul Marcu zice că, nu știu, că 2% sau cum se procedează. Băi, dar vreau să dau... Dar nu, dați-ne o soluție. Pentru că se referă la aceeași problemă. Dați-ne o soluție. Vă dau, după ce îmi dați întrebare, vă dau soluții absolut în toate punctele de vedere, legale. Noi vrem o soluție, oamenii vor apă, deci noi vrem o soluție de rezolvare. Domnule Cotar, deci, vă mai repet încă o dată. Eu am luat măsuri de remediere a tuturor avarii. Aceste avarii au putut fi remediate din momentul când au devenit vizibile. Pierderea de apă s-a produs până la momentul când a devenit vizibilă, în pământ. Eu nu pot să răspund pentru apa din pământ. Pierderea societății nici nu am luat. Deci, aici o să zic că să ne-a spus. Bun. Este clar că nu pot să răspund. În ceea ce privește factura aia care dați, nu recunoașteți, este problema noastră. Raja va executa conturile primăriei. Pentru în calitate de proprietate. Dar asta durează vreo 6 luni. Da, durează vreo 6 luni. Bun. În ce privește, care este situația juridică la momentul respectiv? Situația juridică la momentul respectiv este în felul următor. A fost rar, deși eu am ținut cu dinții ca să fie apă în sală. Ultima plată făcând-o în data de 23 mai este plătită suma de 2000 de lei. Plata anterioară este făcută de, este de 2100. Deci făcută chiar atunci. Din acel preaviz la Raja m-a chitat 1600 lei, deci maximum posibil. Gândiți-vă că pentru lunile februarie, eu am media în casă, este undeva la 7500 lei. Facturile sunt de 1500 lei de apă. Cum poate societatea să plătească o factură de 1500 de lei când toate încasările societății sunt 7500 într-o lună? Unde este acela? Unde este acela? Unde este acela? Măsuri! La data de 20... Dar nu trebuie să dea măsurile! Lăsați-mă scură! Domnul președinte, aștept răspuns la întrebările mele! Vă dau toate răspunsurile! Vă dau toate răspunsurile, că nu am ce să ascult! La data de... La data de 29 mai, în momentul când am fost la Raja, am constatat, mi s-a pus în vedere să semnez un proces verbal de demontare contor branșament al rețelei Gurafăi, mi s-a pus în vedere să semnez un proces de sigilare VAR. Am refuzat să semnez aceste procese verbale de demontare, întrucât era necesară prezența primarului comunei Gurafăi. L-am sunat din nu știu câte ori, dumnealui a refuzat să răspundă la până data de 10 iunie 2019, domnul primar al comunei Gurafăi nu s-a deplasat la Raja să rezolve probleme. Bun, care este situația și ce vrea Raja la momentul de față? Raja vrea la momentul de față să îi se achite toate facturile restante. Ei nu interesează că au avut noi pierderi de bunța, soluția. Îi interesează achitarea sumei sau măcar parțială a acestei sume, iar pe restul să se facă o garanție din partea Consiliului Local. Iar atunci, cu aprobarea domnului președinte a Raja, Felix Troiec, care este totuși și președinte PSD Constanța, cu aprobarea acestui domn se va monta la loc contorul de apă al comunului. Nu este proiectat. Că nu ai vrea să mă fie. Domnul Pașcu, acum vreau să-i dau răspunsul lui domnului primar. Dar de scurt. Bun. Ca să vă fac să înțelegeți, domnilor consilieri, în momentul când ne-am apucat să facem această activitate de contractare, am constatat cu surprindere că, de fapt, au fost montate branșamente individuale la oameni care nu doresc apă și nu doreau încheierea de contract. Din acest motiv, a trebuit să promovăm o hotărâre, 28 din martie, o hotărâre de strămutare a acestor branșamente de la persoanele care nu doresc apă la persoanele care doresc apă. În aplicarea acestei hotărâri am fost eu, serviciul public, să mă ocup de această problemă. Nu primă, eu. Ceea ce am și făcut, am început această activitate. Această activitate de strămutare, de branșare, s-a făcut într-o primă fază cu suportul primăriei, după aia nu s-a mai făcut suportul primăriei. Bun. Acea factură de 2000 de lei și notă de comandă... De ce nu s-a mai făcut cu multă primăriei? Pentru că ați refuzat să-ți dat. Fiindcă dat 800 de lei și a dat-o la 4000. Suma era foarte mare. Anume la poezie aici. Ce s-a întâmplat? Bun. Ați trimis... Lăsați-mă să vorbesc, doamnele! Doamne, lăsați-mă să vorbesc! Dar ce să mai vorbesc? În nota de comandă care s-a dat, acele lucrări de branșare care s-au făcut, îi vorbeau de 17 branșamente, sunt cât se poate de reale, sunt identificate. Domnule, este o minciună ce spune domnule. E adresa dumneavoastră, că se nu pierde. Nu. Știți ce spune domnule? Ce scrie? Ce spune? Din aceste motive, facturea seria 1, 108, emisă de Raja, pentru suma de 4.000, reprezentând consum de apă în cuantul de 12 pierdere, fără a avea legătură cu consumul
populației branșați la rețeaua de apă și urmează a fi recuperată de la executantul responsabil pentru acestea, respectiv Cristof Company. De ce n-a recuperat această sumă de bani? Pentru că dacă recuperați această sumă de bani, apa nu se va stat. Nu mințiți! Ați mințit în fața camerei. Vă dau un trezor! Domnule Bartol! Domnul președinte! Dacă trebuia... Domnule! Vedeți cum se dezice. Dacă avea de recuperat 4.000 la Brisov, de ce a făcut factură de 4.000 să-i plătească și a mai plătit 4.000 la Brisov? Dacă are... Lasă-mi răspunde eu cum merg la această întrebare. Încă o întrebare. Dar scurt, domnule, cu poezii, iar mă plimb cu lucrurile. Vă întrebare. Are adrese, domnule, că nu mai nicio pierd. Are de recuperat, scrie dânsul că are de recuperat 4.000, dar el mai dă de... Deci care-i pierderea? 8.000. Mă lăsați să-i spun. Lasă, domnule, să răspund. Domnul președinte, vă rog să-l opriți. Din clipa de față, venind numai într-o secundă. Eu nu sunt major domnul Mar. Întrebare. Care au pus, vă rog să-mi intereze în procesul verbal. Va merge și la Poliția Economică. Dacă ai de recuperat 4.000 de la Brisov, adresa cu credeam. Îmi scrie că a reparat toate. Pe cheltuiala nu trebuie, da? De ce îi dai 4.000 cu factură semnată după ședință? Una! A doua! În octombrie, în procesul verbal al comisiei făcute de lui, domnul Marcu declară că are 127 de milioane bani în buzunar. Orice societate particulară, chiar privată, nu are voie să facă rulezi pe zi numerar mai mult de 5.000 de lei. Iar domnul jurist, vese bunii de bune, ține-mi bun, anul 127, iar cu 10 zile mai înainte, aceleași adrese trimise de dânsul, face reșalonarea la rată cu raza de 104 milioane. Întrebare, dar nu plimba cu goalea cu pierd. Dacă ai în buzunar 127 de milioane care nu trebuia să ții în buzunar, trebuie să ții în contul societății de la bancă, de ce n-ai plătit raza? Și ai făcut reșalonare. Nu mai discutăm politici și netul. Fapte. Contabil, trei. Oameni din primărie stabilesc comisia acest lucru. De ce a facturat primăria dacă el, cu banii care a plătit prin Alconie, cu 134 de bani, el facturează primăria. Cum? Vă spun sincer, debitează primăria. False toate. Cum se poate așa ceva? O ciușmea la care e 2 litri de apă, prin domnul Fetiu, fac o cafea, sau poliția mea, dau un cochil, fac 280 de ani. Niciodată nu voi fi de acord să plătim și vă vom vedea, în urma auditului, ce se va întâmpla. Răspunsul cu apa domnului Pascu, îl dau eu, la ora 13 astăzi, și vă rog să mai meargă întâlnit cu domnul contabil și cu mine, este ședință la timp, la crau, ne vor prelua. Încă o treabă, are drept de șmecher la frață. Că să-l întrebe pe domnul administrator, nu se îndesc de proprietar acestui cămin, proprietar al conductei de apă, a venit în ședință de Consiliul Local să aprobați prețul pe apă. N-a venit. La gunoi cum? Aprobăm noi prețul. 4.72 la gunoi. Așa și domnul era obligat. De ce a acceptat factura de 4.91 pe metru cub? Unilateral de la Raja, trebuia să returneze cum am returnat-o și noi. Era drept de administrator și jurist. De jurist e bun jurist, dar când mă trebuie slâcuri. Altă soluție este care vă spunem noi. Cei de la Cran, porta apă la Raja, la Cuciun, și cel vine la gura voi, nu vă scade. În anexa la contractul de administrare, domnul Marcu, scrie acolo că Raja face dumneata următoarele operații. Transport în magazinare și servicii. Ai făcut plângere penală lui Raja că nu ți-a efectuat servicii? Că vrei să ți le facă primarul? Ți-a făcut cumva în magazinarea apei Raja? Dom'le, nu! El ți-a făcut doar transport. Are autorizație de transport. Pentru transport e 180 ceva de bani pe metru cub, care Raja o are de la ANRSC. Dar domnul Marcu cunoștea de la Raja, la interes să facă profit și a dat la pace cu oamenii. Eu mi-asum responsabilitatea.
Cu asta am terminat dumneavoastră, credeți-mă. Și acum, haideți să mai vând un pic de drăgare. Sunt acuzații foarte grave, vreau să răspund. Astea le informați separat. Nu, dar. Deci nu ședință, nu ședință. Haideți să vă spun ceva. Problema este așa. Cam în cât timp s-ar putea ca cetățenii să aibă apă? Într-o lună, în două, jumătate, cu răspuns vreau. De ce de noi am făcut ieri adresă către CRAP și către Adin? Așteptăm o comisie de la CRAP. Situația rețelei de alimentare cu apă. A fost în august anul trecut, mi-a dat niște remedieri la bazinul de la locul la alimentarea pe energie tot la bazin, lampa UV pentru tratare tot la bazin, niște izolații, le-am cam îndeplinit condițiile solicitate de ei. Acum noi, ieri am fost săptămâna trecută și la CRAP și la ADIS, am revenit cu solicitarea să se deplaseze comisia de la CRAP în vederea verificării deficiențelor, remedierii deficiențelor și în cel mai scurt timp așteptăm comisia de la CRAP să vadă dacă ne poate preia sau nu. În schimb, cu pierderile, am fost la Curtea de Conturi săptămâna trecută cu domn primar. Noi, ca și Consiliul Local sau OATL, nu poate plăti pierderile unei societăți. Ne-a spus clar, domnul director, nu oficial, că nu se poate, dar pierderile respective, cine aprobă sau cine face plata, le va plăti. Deci, eu i-am zis deodată, domnul primar, că eu nu o să semnez, dumneavoastră nu o să semnez așa ceva. O să fim, în primă fază, executată societatea. În a doua fază, pentru că societatea nu se aibă de unde, o să fie executat OATL-ul, iar Curtea de Conturi o să ne dea, ca și măsură, recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate. Și în urma auditului, deci, în urma, o să se constate, o să constate cine sunt persoanele vinovate și instanța va stabili recuperarea prejudiciului de la persoana respectivă. Noi sperăm ca în cel mai scurt timp CRAP-ul să vină să facă verificări rețea și să ne preia. În principiu, data nu se știe. Problema e așa, până se va ajunge, cine plătește, cineva va plăte. Deci, în final, o să execute Consiliul Local. Asta e clar. Situația e clar. Bun, dați-mi voie să citesc. Dar nu mai citim. Două secunde. Două fraze. Deci, această adresă, numărul 70.107, este răspunsul ANRSC. Este o solicitare a primarului. La inițiu, făcută la solicitarea mea inițială. Eu am cerut prin adresa 8676, registrată la Raja, 19.12. I-am solicitat Raja reducerea prețului. Raja mi-a dat răspuns că nu se poate, cât nu este aplicabil acest preț. Bun, împotriva acestui, să zicem, răspuns de refuz, domnul primar a sesizat, a făcut plângere împotriva Raja la ANRSC. ANRSC dă următorul răspuns, din data de 15.03.2009, către Consiliul Local al Comunei Buracoi, în atenția domnului primar, Mihal Ceamănești, către dumneavoastră. Și după aia vreau să-mi spuneți sincer dacă ți-a făcut cunoștință de acest răspuns. Din informațiile solicitate de instituția noastră și verificările efectuate, reiese că între Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală și SECE Raja ESA s-a încheiat un contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă, în considerarea situației topografice a branșamentului situat pe domeniul public al UAT Onești, partea componentă a sistemului public de apă, prin care este furnizat serviciul de alimentare. Potrivit avizului numărul ANRSC numărul 513-200/2017, în area de operare a SECE Raja ESA, inclusiv UAT Onești, prețul pentru apă potabilă distribuită prin rețele de distribuție utilizatorului prețului. Este 4.92. Prin semnarea contractului de furnizare a prestarea serviciului de alimentare. Către domnul primar, ați luat la cunoștință și v-ați spus și toate clauzele contractuale, inclusiv cele legate de preț. Dumneavoastră de a practica prețul de rost în decizia ANRSC numărul 2. Această solicitare nu mai este opozabilă. Domnule, degeaba licitim. Vă dau eu adresa, domnule. Nu mai este opozabilă. M-ați înțeles ce spun eu, că cetățenii vor apă. Deci trebuie să plătiți datoria către Raja și să vă uitați. Și iar Raja va remonta acel contor de branșament. Nu se va reda furnizarea către cetățenii. Nu știu să fie un pic treaba asta. Până la urmă, dumneavoastră, v-a întrebat domnul președinte de ședință, care sunt soluțiile? Nu, asta e nimic. Nu, nu.
domnul contabil, au găsit o soluție de remediere. Păi nu trebuie să veniți pe asta să spuneți că nu se poate, că se poate. Păi eu v-am spus ce v-am spus anele. Da, trebuie să spune. Anele, să eu nu spune foarte. Ne avem nu mai trebuie să spune. Trebuie să spune. Trebuie să spune. Doar pentru că asta a răspuns. Doar pentru că asta a răspuns. De ce s-a pierdut? Eu am luat de la vașa cu 4 lei. Hai de vezi că nu avem ce să întâmplă. Pentru că grav a refuzat să preia să fie. De ce am luat? Nu avem un zbăt. Foarte mult de sărăcia omului. Negocieri, ei fac direct cu firme cu care este problema.
Astea sunt pașii și vă rog să fiți de acord și eu vă garantez că tot Dumnezeu cu tine. Primul, suntem în viață în cheie. Foarte mult. Vor fi permanent la dispoziția noastră. Ce menționez? Dar nu vor mai fi subordonați Consiliul Local. Cu mențiunea. Da. Păi... Sunt de acord, domnule Calu. De acord cu mine. Da, da, așa e. Cu mențiunea. Dacă, dacă dumneavoastră... Nu mai aparți de noi. În contractul care îi dau de administrare... Domnul Tătar, în contractul de administrare, eu scriu cu mâna mea. Se răspundă prezent, că eu îi fac contactul cu contactul, să vorbesc aici, să îmi dea raport în casă și cheltuie. Păi cum adică? Când în casa, oameni buni, rețiți aici, domnul contabil a sesizat acest atât foarte bine. Aveam casă de 300 de milioane pe lună și plătesc 100. Dă-ți-l-o pe tata. Acolo de ce nu îmi dă în casă? De ce n-am venit cancerul la domnul contabil? Nu aveam cum să urmărim. Păi, păi cum să urmăresc dacă mie nu-mi dai acces? Păi treaba primarul, societatea mea. Păi dacă cu asemenea mentalitate, cum îl controlăm noi Consiliul Local? Că ați văzut, poate aici așa în ședință de Consiliul. Dar bine este mai duc el pe stradă. Asta este tot. Vă rog să luați decizia corectă. Eu sunt sigur că sunt pașii corecți. Astăzi, la ora 13, eu cu domnul contabil, dar noi vreți să te cum la Bacău, la Adin Bucram. Haideți să punem la vot. Punem la vot. Înainte de a se... Da, vorbește domnul... Să-mi dați... Deci... Acum administratorul, tot Consiliul Local va răspunde pentru el. Domnul? Și pentru Andrei. Răspunde! Așa e. Nu mă puțin. Acum, haideți să răspundem. Răspunde primarul, scrie acolo. Nu știu, nu am nicio treabă cu domnul Butu. Am nicio treabă cu domnul Butu. Dacă nu l-am văzut permanent pentru... Eu cred că el... Felul de cum se comportă domnul Marcu, cred că a fost și un pic, știu eu, fiind șeful direct, a fost un pic impulsionat ca să facă, totuși, știu eu, acea desemnătură. Eu zic că omul o decizie prea, prea dură pentru un om care, de fapt, Consiliul Local răspunde de el, el l-a pus, noi îl dăm jos. Eu nu prea sunt de acord așa să dar e om de la noi din sat, poate a făcut o greșeală, fiecare greșim. Consider că astăzi, dacă noi punem administratorul, provizorul, o să fie în subordinea lui și așa, că oricum trebuie doi oameni la serviciu de apă. Pentru că nu poate doamna Mirela la fi și femeie să facă așa. Și eu zic că totuși are o experiență, ceea ce înseamnă contori și l-am format tot noi. Nu o să mai fac greșelile care nu au făcut, așa zic. Nu o decizie radicală, dăm jos. Om de la noi din comună are o facultate și noi am înțeles, nu îl punem șef. Dacă să dăm așa, tot pe ceș. Eu așa zic, trebuie să mai dăm o șansă, am dat o șansă la fiecare. Dăm un om jos care, practic, nu știm nimic de el. Noi, spre exemplu, astăzi aflăm, astăzi ieri am aflat el, că are niște greșeli. Eu așa zic, că dacă doamna Mirela spune, nu va mai fi aceleași greșeli. Și își face treaba, până la urmă, trebuie doi oameni. Eu așa zic, părerea mea este... Doamne, domnule părinte, simplu, dacă domnul Budu aduce acum candidatele care au plecat cu complete de acum, contabil. Căutam contabil. La biserică, când o să am plecat cu unii. Deci acum nu a venit, domnule. Eu n-am treabă cu primarul. Am treabă doar cu Marco. Cum vedeți? Cum vedeți? Sunteți aici, domnule. Chitanțierul și plățile, zero. Păi cum adică? Ierați voi și voi, fraților, cum? Adică... Haideți... Încă o treabă, domnul Florin. Sunt 8.000 de lei, numai la disoc. La care singurul care a semnat a fost din domnul Marco, în condiții în care era primul excavatorul primul, a fost domnul Butuc. Ce am vrut să facă prin aceste facturi false, fără desfășurător, când faci un factur de recepție? Ați măsurător, proces verbal de recepție, ce materiale băgat, care sunt persoane? Deci a semnat, au cuplit o fraudă, deci o, da? O gaură. De ce au ieri, dacă nu te putuc, a luat de la Ștefan cel Mare? Chitanțe pentru o sumă de bani, se va ducă bine. Nu vede acum, crește de altele. Dacă crede că iese pe zero, inclusiv ăia 8.000 de lei cu prisoftul, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar cu hoțul nu pot face compromis. Orice fel de om pot să faci, dar hoțul nu. Să-l lăsăm, domnul Căl. În urma acestor discuții care a fost aici, trebuie să tragem următoarea concluzie. Noi o să numim un acesta cu un administrator interimar, o perioadă de 6 ani. Doamna Buzea, o să-l face!
lăsați că... O să fim iar fac, vom vădea aici. Dar nu a dat-o nimeni afară. O să vină provenire. Aveți, aveți scaun aici. Eu sunt de acord. Într-adevăr, asta este procedura. Nu discutăm că... Că acest... Bună ziua, Sărman. Deci acest administrator interimar care va prelua începând data de 18, ca așa să va, va fi, ca în prima ședință de Consiliul Local, eu mă adresez Consiliului Local, mă adresez în primul rând, ca și iar doamna să rețin ceea ce spune. Să prezint un raport cât de rapid, poate cu situația exactă la zi care este acum, ca să putem noi să tragem o concluzie, ceea ce a spus domnul Marcu, ceea ce a spus domnul primar și ceea ce a spus... Ce găsește, doamna? Ce găsește? Iar după o perioadă de 6 luni de zile, sperăm să fim tot împreună. Puneți pe 3 prima fază. Domnul primar, lăsați-l. O lună, două, trei a zis. Iar la terminarea mandatului fiind interimar, când se expiră mandatul interimar, ea are un mandat limitat de 6 luni de zile, maxim, așa este. Să ni se prezinte iarăși raport de unde a luat și... Deci noi o să avem raportul care preia și o să avem raportul care unde a ajuns. Și dacă se face și nu am nimic împotrivă. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Vedeți-vă un singur lucru. Lăsați-mă un pic, că după aia eu nu mai întreb, ați văzut că v-am lăsat. Foarte bine. Eu mă bucur că, într-adevăr, s-ar lua aceste discuții din, ce, din punct de vedere tehnic, s-ar lua mai dat, dar mai puțin. S-a vorbit, cam mult. Trebuie să găsim soluția să nu lua. Da. Că s-a făcut atâtea investiții, dacă nu o să le trezim și cu apă, cum ne-am trezit cu conducta de gaz. Deci nu vrem să avem. Ascultați ce vă spune, oricine așteptăm. În ziua de azi e posibil orice, să faci o investiție dacă nu mai termină. Deci după cisma, dar dați-mi un singur lucru. Încercați pe cât posibil să aduceți oameni de pe local. De pe raza comună. Comun. Deci de ce vă spun treaba asta? Banul trebuie să învârte acolo și să produce. Pentru că dacă dumneavoastră veți produce banul la cura voi și o să-l investiți la tax și impozite la municipiul Onești, nu o să aveți niciodată ceea ce vă trebuie. Ar fi bine invers să investească, să facă acolo, să vină aici. Deci asta am vrut să spun și vă mulțumesc. Și eu pot spune. Domnul Cădar, oamenii ăștia doi care sunt 6 luni de zile cu ce? Au salarii de unii, dacă conducta de domnul nou în contul. Haideți să vă spun și câteva informații financiare ca să știm măcar ce se întâmplă de aici. Corect. După aprobarea hotărârii, se va face un audit, o expertiză, după ce predă documentul domnul Marcu, nouul administrator are obligația să facă un audit contabil și financiar ca să vadă în ce stadiu se află societatea la data încheierii mandatului domnului Marcu. În funcție de concluziile raportului, o să vi se aducă la cunoștință și o să luați măsurile care noi am cerut, în, dacă vă uitați în proiectul de hotărâri, avem solicitate și concluzii la raport. Persoanele sunt persoanele, dacă sunt vinovate cineva, să ne dea niște concluzii pe baza căreia dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză. Dacă nu o facem, nu avem de unde știm. Deci e un expert contabil autorizat, DICECAR, care va lua... Asta la domnul Călin, la întrebarea lui domnul Călin. Întrebarea continuare. Salarizarea, vorba de asta întrebă. Practic, nu, domnul Călin, o întrebare. Pe data de 18 are loc predarea, primirea între nou administrator și administrator. Sperăm să se desfășoare o chestie, niște date, să-i predea toate documentele ca să putem societatea să funcționeze în continuare. Nou administrator va avea obligația să asigure cheltuielile salariale și datoriile care o să le preia. Teoretic, nu are cu ce funcționa. Practic, o să-i execute conturile în prima zi din noului mandat de administrator. Raja o să-i execute conturile serviciului public. O să-i ia toți banii care intră în cont. Mai puțin, salariile, că n-au voie să agăță de ele deocamdată. Dar ei n-au venit salarii. Ca și orizont, o să fie foarte greu să funcționeze în următoarea perioadă. Cine s-a spus neoficial de la CRAU? Societatea, în final, o să o dizolvăm tot prin Consiliul Local. Că dacă nu închidem, nu o să... Băgăm în faliment. Și așa intră în faliment. În final, tot o să... Și dacă nu închidem, nu o să ne poată preia nici CRAU. Deci, când o dizolvăm, deja s-a făcut preluare. Dar trebuie făcută cât mai repede ca să ne ia aia cât mai repede. Da. Societatea, când se dizolvă, nu o să mai aibă cine executa.
raja, chiar dacă societatea e dezolvată, în faliment nu o să aibă de unde să ia banii. Banii o să ia de la Consiliul Local, care este asociatul unic. Acum nu știu cum o să le vadă Curtea de Conturi cine vinovat. Se achiți o să-i execute pe aia care au ființat. Cam așa o să se deruleze în continuare. Da, atât procedură, am înțeles. Domn Bațel, mai ai ceva de adăugat? Domnul punem la vot? Trebuie să numim și unul din experți de listatețe. Deci unul la oricat. Vă rog să vă să numiți 2-3, că s-ar putea unul să nu vrea. Dar unul 3 cunoaște, poate cunoaște să vedem. Nu trebuie să numim. Nu trebuie să numim. Dar în ordine alfabetică, care sunt publicați acolo, nu i-am văzut în viața mea, nu-i știu, nu... Foarte bine. Care îi vreți dumneavoastră, dar puneți noi trei că s-ar putea primul să nu vrea să pot discuta. Păi aia vezi că ar trebui dat unul de la Liberal și doi de la... Dar nu sunt politici. De la peste de eu. De la OSR de ce nu? Am dat dimineața. Hai, pune cu număr, domnul Floi. Da, vă spune, păi da, avem... Al câtelea, șapte. Al patru. Al cât? Al patrulea. Patru. Și cine al patru? Patru. Mihaela Gabriela. Doi. Berari, Copot, Angela. Hai, ce ai făcut o bără? Pune! Ce ai zis de o bără? Cata, Angelina! Pe da, zici că dau mâna pe aici! Da, probabil că nu! Intrei trebuie să fie unul! Intrei trebuie să fie unul! Trebuie să facă... Da, zici că vă dau mâna! Haideți să supun la vot proiectul hotărârii. Cine este pentru? Cine-i pun? Toți, așa mai bine. Ședința s-a terminat.